Dragilor, sunt Simona și bine ați venit, ați revenit pe canalul meu. Am mai strâns o grămadă de cărți în ultimele 2 luni și voiam să vă arăt ce am mai citit și ce am mai descoperit, pentru că vreau să zic că mi-au plăcut la nebunie, mai ales cele mai groase de ficțiune, romanele, ca să le zic așa. Mi s-au părut super, super drăguțe și vreau să le împărtășesc și cu voi aici, să vă zic părerile mele despre ele. Mi-am ales de pe site-ul Cartepedia mai multe cărți și voiam să vă zic că prima pe care mi-o doream foarte mult a fost Balada unui final nefericit de Stephanie Garber. Această carte este volumul 2 din seria A fost odată o inimă frântă și are legătură cumva cu seria Caravala acestei autoare, serie pe care poate unii dintre voi o știți sau poate ați citit-o deja. Mie mi-a plăcut la nebunie seria aceea, are 3 volume și aceasta tot 3 volume are, doar că la noi doar 2 volume au fost traduse în română la editura Rao. Mi-a plăcut la nebunie și acest al doilea volum. În continuare ne reunim cu personajele noastre dragi, cu Jax și cu Evangeline, care îi zice Vulpița. Și vreau să zic că dacă nu ați citit seria, puteți să o încercați și independent de Caraval, dar are mai mult sens dacă citiți mai întâi acea serie, pentru că se discută cumva și despre niște evenimente, despre niște personaje din trecut, se fac așa niște legături, deci este mult mai clar dacă citiți astfel. Practic, în această nouă serie se discută mai mult despre Jax, despre soarta care apare și în cealaltă serie, doar că de data asta se aprofundează mai mult povestea vieții lui și în această situație și povestea aceasta romantică care pare să fie mai, nu știu cum să zic, instabilă, neconturată cu Vulpița. Este din nou și acest volum unul foarte bun, mi-a plăcut la nebunie. M-am mirat un pic la început faptul că nu prea mă prindea lectura și m-am gândit că poate nu este un volum bun, dar a fost un volum foarte, foarte fain. Cam de pe la primul sfert așa, sau pe la jumătate, a început să devină acțiunea extrem de palpitantă și atunci n-am mai putut să las cartea jos din mână și mi-am amintit din nou cât de mult îmi place cum scrie Stephanie Garber, așa că sper să mai descoper și volumul 3, ce se întâmplă în el cât de curând, sper că Rao mă aud aici și ne aud pe toți și vor traduce volumul acela cât de curând. Mi-ar plăcea să am și seria în engleză, sincer, pentru că arată superb și varianta în engleză. Dar mi-a plăcut la nebunie și ce coperți au pregătit cei de la Rao pentru noi. Mi se par superbe și acestea și chiar au făcut o treabă foarte, foarte bună. Sunt curioasă cum o să se termine această serie, dacă va fi o poveste romantică tragică sau nu. Și pot să vă spun că această serie este una romantică, fantastică și așa foarte, foarte drăguță. Are și momente așa frustrante. E cumva și puerilă pe alocuri, dar este o serie tare, tare faină. Dacă vă plac seriile de acest tip, sigur o să îndrăgiți și pe aceasta, mai ales că e o serie așa mai metaforică, mai, cum să zic eu, mai dreamy, așa mai, nu știu. E foarte, foarte drăguță și mie chiar mi-a intrat la suflet seria Caraval și mai apoi seria aceasta. Apoi mi-am luat ceva foarte, foarte drăguț, este vorba despre o cărticică denumită Grădina Secretă, dar este o adaptare. După povestea originală, face parte dintr-o colecție de la Didactica Publishing House. Se numește colecția Club Junior și este în formatul acesta micuț, așa tare, tare drăguț. Pe mine m-a atras faptul că are niște ilustrații foarte frumoase, așa picturale. Și pot să zic că de aceea m-a cucerit inițial, trecând peste faptul că mie îmi place la nebunie această poveste cu Grădina Secretă, mi se pare deosebită. Vă recomand și vouă cărticica dacă sunteți fani sau dacă nu, aceasta ar fi potrivită pentru copii. Nivelul ar fi experimentat pentru copiii care învață să citească. Mi-a plăcut, chiar dacă este o adaptare și este textul mult mai scurtat față de povestea originală, mi s-a părut că s-a păstrat așa esența și a fost tare drăguță. Și vă recomand cu mare drag să vedeți și un film, l-am văzut de curând, vă las aici posterul. Este un film despre care nu știam, dar l-am descoperit întâmplător fix când citeam cartea prin lunile trecute. Și pot să zic că mi-a plăcut la nebunie și actorii sunt foarte buni. E așa destul de fantastic, e și slow-paced pe alocuri, dar nu știu, mi s-a părut un film foarte bun și chiar vă recomand să vă uitați și la el. Desigur să citiți și cartea ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba. Vă anunț că am multe, multe cărticele din acestea cu ilustrații,
cu povești pentru copii, pentru că îmi plac la nebunie, iar una dintre ele este Un pui de vulpe rătăcit de Carolina Rabei. Este o carte așa mai măricică, în format din acesta paperback, să zic, dar are așa coperta nițel cartonată, să zic. Mi-a plăcut foarte mult povestea, e foarte drăguță, cu ilustrații frumoase, așa tot așa picturale. Pe mine mă atrag foarte mult cărțile acestea care au ilustrații deosebite, după câte vedeți. Și da, mi s-a părut o poveste frumoasă despre o fetiță care găsește un pui rătăcit de vulpe, după cum zice și titlul. Este o cărticică care are și ceva învățăminte pentru cei mici și practic îi ajută să înțeleagă că atunci când oferi ajutor, primești ajutor și tu la rândul tău. În cele mai multe cazuri, desigur, nu se întâmplă neapărat așa mereu, dar de obicei așa ar trebui să se întâmple. Și da, vă recomand cu mare drag cărticica. Este o carte tot așa de colecție, dacă sunteți fani ai cărților ilustrate sau dacă aveți copilași. Tot așa ceva deosebit pentru copii și pentru mame. Am descoperit cartea asta, Mama pentru totdeauna, de Rebecca Fox Starr, cu niște ilustrații deosebite. Este apărută la editura Univers și sunt uimită că în fiecare zi eu tot descoper cărți din acestea pentru copii care sunt foarte, foarte frumoase, cu ilustrații frumoase, cu povești frumoase. Aceasta este despre o mamă și despre fetița ei, mai exact despre fetița ei care crește alături de mama ei cu poveștile mamei, cu învățămintele mamei și mama mereu zice la final că chiar dacă nu sunt fericite sau fericiți mereu, ea întotdeauna o va iubi. Și cam asta este, să zic așa, concluzia la fiecare poveste pe care mama i-o spune. Final este foarte drăguț, momentul acela când fetița crește mai mult și ajunge ea să-i spună o poveste mamei. O recomand tare, tare mult și această carte, e tare drăguță și de oferit în dar și chiar mi s-a părut foarte frumoasă. Avem aici și fetița, nu știu dacă se vede bine, alături de noua ei prietenă și mi s-a părut tot așa desenată foarte, foarte, foarte frumos. E o carte așa magică. Am tot descoperit cărți deosebite, iar una dintre ele cu siguranță că este aceasta. Este o carte, din câte vedeți, așa mare. A apărut la editura Catartis, despre care am început eu să aflu mai recent, în ultimele luni. Nu știam de ea înainte. De data asta avem aici o carte denumită Creaturi magice și bestii legendare. Este o carte mai scumpă, vă anunț, dar este deosebită. Are aici sus, nu știu dacă vedeți, o lanternă mică de tot. Cartea este, practic, aici are un carton, să zic așa, în care e prinsă lanterna și după aceea încep aceste povești din toată lumea despre mituri, despre legende, care îl învață pe cel mic sau pe cel mare, pe cel curios, despre diverse creaturi din țările mai importante, ca să zic așa. Printre ele regăsim, nu știu, să vă dau niște exemple, în Scoția avem șarpele de lac, Loch Ness, uriașii din Irlanda de Nord, Krakenul din Norvegia, străjerii zidurilor din Notre-Dame, Paris. Aici cred că erau acei, cum se numesc, statuile acelea, dacă le cunoașteți voi. În Elveția, urlând la lună, avem parcă vârcolacii și multe altele. Mi-a părut rău că nu avem România, dar am observat că spiritele pe cer, adică cum le zice? Ba nu, dragonii sunt în China. Că mă gândeam eu că dragonii, balaurii ar fi în România, dar se pare că au ales ei pentru China. Și multe altele, chiar și Bigfoot, mai multe sunt aici. Și concluzia și elementul care face cartea deosebită este lanterna cu care puteți lumina paginile pentru a vedea monștrii aceștia, mă rog, creaturile acestea legendare, ascunse printre pagini. Practic, cu ochiul liber vedeți niște imagini pe care vi le-am arătat și vouă acum și cu o lanternă mai vedeți niște contururi care înfățișează aceste creaturi legendare.
Mi s-a părut o experiență interesantă așa și se văd mai bine aceste contururi când este un pic mai întuneric, cu toate că se văd și ziua, dar mi s-a părut că se văd mai bine noaptea. Am în continuare niște cărticele dragi mie, pentru că este vorba despre un personaj tare simpatic. Este vorba despre acest micuț denumit Momi, care face parte dintr-o familie de Momini. Cred că v-am mai vorbit eu despre cărțile astea, dar nu mai știu dacă și pe YouTube. Este vorba despre mai multe cărți create de Tove Jansson. Am aici Pălăria Vrăjitorilor, care este o carte de ficțiune. Este apărută la editura Arthur și eu o am și pe următoarea. Se numește Cometa în Momilandia. Da, deci aceasta este cărticica. Este tare drăguță coperta, desigur, și avem aici familia. Prin interior avem câteva ilustrații pe aici colo cu mominii noștri și cu alte personaje fantastice. Practic, familia de momini seamănă cu niște hipopotami așa micuți și cu codița aceasta. Iar spre deosebire de hipopotamii trăiesc în niște căsuțe, nu trăiesc în apă și sunt tare simpatici și hazli. Avem în această poveste mai multe detalii despre această pălărie a vrăjitorului, o pălărie magică, care se pare că transformă, schimbă tot ce intră în ea. Pentru că eu mi-am dorit foarte mult să am mai toate cărțile lui Tove Jansson. Mi-am ales-o pe aceea care este povestea originală, dar am găsit și varianta aceasta, Mominii și Pălăria Magică, apărută la Cartea Copiilor. Este un fel de adaptare, ca să zic așa. Practic, această carte are în plus ilustrații, iar povestea este mai scurtată și mi-a plăcut la nebunie cum este ilustrată. Este bogată în ilustrații deosebite. Mi-a plăcut la nebunie. Este o carte foarte amuzantă, precum este și cea originală. Și chiar mi-am dorit să le am pe ambele pentru că sunt deosebite așa, atât pentru copii cât și pentru adulți. Ca adult așa am înțeles mai bine aventurile și trăirile personajelor care sunt foarte simpatice. Nu știu, au așa niște reacții foarte amuzante atunci când se întâmplă ceva, atât copiii familiei, ca să zic așa, precum este Momin, cât și Momi Mama, Momi Tata, domnișoara Fandosica, care ar fi iubita lui Momi. Este o serie generală așa tare simpatică și de aceea m-am bucurat când am văzut că au apărut și variantele acestea ilustrate. Mai am tot așa Drumul spre Valea Mominilor, tot așa are o aventură foarte drăguță în care personajele călătoresc spre casa pe care o vor găsi la un moment dat. Și în același timp îl caută și pe Momitata, care dispăruse în expedițiile lui, nu mai știu ce făcea. El era mare scriitor, să zicem, își aduna memoriile. Momimama e așa mai mult casnică, cu gătitul, cu grija pentru copii, dar e tare hazlie. Dar apar și alte personaje, precum este Smiorc, mai este un personaj amuzant, Puf Tabac, cu toate că nu l-am întâlnit foarte des până acum. Dar vă recomand cu mare drag seria aceasta, adică toate cărțile, pentru că, nu știu, mi se pare că autoarea oferă ceva diferit față de alții pe care i-am întâlnit eu până acum. Iar aici mai am o carte, este vorba despre Aventuri în Momilandia, volumul 2, este vorba despre volumul 2 din seria de benzi desenate. Este apărută la Mini Grafic, la editura Art. Cam așa arată, eu am și primul volum, nu mai știu dacă l-am prezentat și aici, dar l-am prezentat sigur pe blog sau pe social media. Este vorba despre mai multe povestiri într-o carte de acest tip. Aici avem Momi și iarna nebună, menajera Momi mamei, Momi își face casă și Momi începe nouă viață. Practic este o bandă desenată. Dar să știți că este destul de detaliat așa, adică nu o citiți prea repede, durează ceva, pentru că trebuie să fii atent la, nu știu, la expresiile personajelor, la detalii, la toate reacțiile lor, la text, desigur, pentru că nu este puțin text, este destul text. Iar fiecare, nu știu, fiecare cadran, fiecare cadru în acesta, fiecare poveste, mie mi s-a părut extrem de amuzantă, am râs în hohote la unele faze. Și chiar vă recomand, mie mi se par foarte dragi aceste personaje și de aceea
m-am bucurat să-mi fac așa de cap. În ultimele 2 luni am zis că gata, le citesc pe toate pe care le mai găsesc și după aia mă rog să mai apară și altele la noi în România. Pe Cartepedia găsiți și foarte multe idei de cadouri și jocuri și alte trăznăi. Eu am găsit ceva deosebit cu Momin, cu familia de Momini. Să știți că au mai multe produse acolo, am văzut, la cadouri, la jocuri cu Momini, au și puzzle-uri. Chiar mi-au atras atenția multe, dar aceasta este o cutiuță muzicală. Este realizată dintr-un carton foarte gros, ca să zic așa, adică nu este din lemn, dar e super drăguță și mi s-a părut deosebită. M-am gândit așa că mă va însoți în aventurile mele fantastice. Și cam așa este la interior. Nu știu sigur dacă mai e pe site acum, să verificați. Mi s-a părut super drăguță și cu siguranță că o să o folosesc cu drag și cu atenție ca să-mi reziste dacă s-ar putea toată viața. Mie îmi plac la nebunie cutiile muzicale și cutiuțele pentru bijuterii. Iar aceasta mi s-a părut așa neobișnuită și hazlie. Și ca să închei capitolul acesta cu Momin, voiam să vă recomand ultima carte pe care o am aici. Este o carte de ficțiune. Este vorba de o carte pe care mi-o doream de când a apărut, nu știu, cred că prin toamnă sau în iarnă a apărut. O tot puneam acolo pe wishlist și după aia mai dădeam un postpone, iar o puneam pe wishlist. Din America, Experiment în 2 de Elena Armas. E o carte pe care vă recomand cu mare drag dacă vă plac poveștile romantice. Sincer, pe mine m-a cucerit, a intrat cu siguranță în favoritele mele. Mi s-a părut tare drăguță și nu știu dacă vedeți de acolo, dar am pus foarte, foarte multe semne pe aici. Am început și eu să notez, ca să zic așa, să-mi însemnez citatele cu niște post notes din alea care sunt transparente. Chiar mi-am comandat acum câteva de pe AliExpress pentru că sunt foarte scumpe, nu știu de ce costă atât de mult. Și mi-am luat să am pentru toate cărțile viitoare, pentru că, nu știu, îmi place așa ideea să îmi pun aceste semne și să găsesc aici citatele mele preferate. Am încercat eu să le pun așa cumva spre margine ca să nu se pună partea lipicioasă peste text, să se strice ceva. Și pot să vă spun că este prima carte în care chiar notez atâtea citate. Chiar am evidențiat destul de multe. Ca să trec și la subiect, această carte face parte dintr-o serie. Prima carte era cea cu Spania, din Spania cu dragoste. O poveste tot așa romantică, hazlie, foarte drăguță. Ambele cărți sunt independente una de alta, doar fac parte din aceea serie. Probabil legătura aceasta cu Spania. În acest volum avem parte de două personaje, doi protagoniști. Este vorba despre Rosie și despre Lucas. Lucas fiind un tip spaniol, de acolo și legătura aceasta între cărți. Mi-a plăcut faptul că este o poveste spusă din perspectiva ambelor personaje. Alternează capitole de la unul la altul, adică avem perspectiva lui Rosie, după aceea avem perspectiva lui Lucas. Și mi-a plăcut și mult faptul că încă de la început am fost aruncați așa la propriu în acțiune și mi s-a captat imediat atenția. Ca să vă zic și vouă, de la început Rosie se mută în apartamentul prietenei ei, Lina, parcă o chemăm, pentru că ea are o problemă cu apartamentul ei, un accident acolo se întâmplă cu tavanul și se trezește într-o nopții la ușă cu un hoț, presupune ea, dar se pare că este acest Lucas, verișorul Linei, prietenei sale. Și el și plăcea mult pe acest Lucas, îl cam urmărise pe internet, cu toate că îl știa și din realitate de mai de mult. Dar nu se aștepta să se întâmple acest incident, să se trăiască cu el la ușă, așa că este un moment super amuzant la începutul cărții, când se trezește cu el acolo, el era pe jos căzând, mă rog, e o întreagă poveste așa super amuzantă. Și de atunci începe practic totul, ei vor locui împreună după o vreme și vor face un experiment care o va ajuta pe Rosie să își găsească inspirația pentru a scrie, ea fiind acum o scriitoare. Nu vreau să vă dau și alte detalii, dar este o poveste super romantică, super amuzantă, are așa și părți mai dramatice despre ambele personaje. E o carte super lejeră și foarte așa ciclit, cred că le zice la cărțile acestea, dar e foarte, foarte bine scrisă.
și amuzantă și pasională așa pe locuri, e și spicy pe locuri, deci este tot ce trebuie, mai ales pentru vacanța de vară care se apropie, în caz că voi n-ați citit-o. Cam acestea au fost cărțile pe care le-am tot lecturat eu în ultima vreme. Mai am și altele foarte faine pe care le citesc acum și pe care o să vi le mai arăt. Sper că v-a plăcut acest script, sper că v-au plăcut recomandările mele. Vă aștept cu mare drag în secțiunea de comentarii, în partea de jos. Nu uitați să dați subscribe la canal, să dați un like, să apăsați și pe clopoțel acolo, ca să fiți la curent cu noile mele postări și sper să ne auzim cât de curând cu noi idei de lectură. Știu că v-am promis că o să revin și cu clipul acela cu Harry Potter, un update. Sper să-l pot face în următoarea lună sau cam așa. Oricum, în această vară plănuiesc eu să-l fac și vreau să vă arăt așa cam ce cărți cu Harry Potter s-au mai strâns la mine, pentru că raftul Harry Potter, pe care îl știți, s-a cam modificat în ultimii 2 ani, să zic. Nu mă mai lungesc, vreau să vă urez o zi minunată, aștept recomandările voastre de lectură în partea de jos, sunt curioasă voi ce mai citiți și ne auzim cât de curând cu un nou clip. Bye, bye!